Consiliul Național al PNL a avut loc. S-a stabilit un calendar național în ceea ce privește alegerile pentru funcțiile de conducere în cadrul formațiunii. Senatorul PNL Cristian Chirteș a anunțat candidatura pentru Mureș. Intenționez să candidez la șefia organizației PNL Mureș, bineînțeles mizând pe sprijinul organizațiilor locale și cred că va fi o competiție și nu o luptă în interiorul organizației, cum mulți așteaptă. Și eu, alături de Teodor Atanasiu, dar nu numai, îl susținem și îl sprijinim pe domnul Chirteș în această competiție. Au vrut să simtă pulsul organizației și au venit la Târgu Mureș. Partidul Național Liberal trebuie să parcurgă etapa de recredibilizare în fața electoratului și, cum este și normal, o etapă de legitimare a liderilor în interiorul partidului. Asta înseamnă că vom face alegeri de jos în sus. În toate organizațiile locale vor fi adunări generale cu absolut toți membrii partidului care își vor alege conducătorii la nivel local, urmând ca, datorită condițiilor tehnice, reprezentanța acestora, că nu avem în municipiile reședință de județ în țară, săle atât de mari, să adunăm toți membrii partidului, vor fi reprezentanța acestora să aleagă o conducere județeană. Dorim să facem acest lucru cu cât mai mulți membri, ca să dăm o legitimitate sporită celor care vor fi aleși. În această perioadă, organizațiile locale vor declanșa procedura de alegeri începând de la comune, orașe, municipii, județ. Cristian Chirteș crede că a fost vorba de o lipsă de organizare, ca și explicația rezultatului formațiunii politice la alegerile parlamentare. Noi am pierdut alegerile în județul Mureș, alegerile parlamentare. Dacă vă dau un exemplu, am pierdut mai mult de jumătate din mureșenii care ne-au votat la alegerile locale. Dacă la alegerile locale am fost votați de peste 52.000 de mureșeni, iată, la alegerile parlamentare, doar 26.000 de mureșeni ne-au mai acordat votul și până la urmă încrederea. Avem organizații locale în peste 80 de localități, însă cred că nu ne-am adresat suficient lor, organizațiilor locale, și până la urmă mesajul pe care trebuia să-l ducem cetățenilor, mesajul cu care trebuia să ne adresăm aleșilor locali și primarilor. Vicepreședintele PNL Mihai Voicu își dorește cât mai repede o ședință de birou politic județean pentru un calendar al alegerilor interne. Și eu fac un apel către conducerea interimară a PNL Mureș să organizeze rapid o ședință de birou politic județean pentru a stabili calendarul alegerilor interne. Sunt peste 80 de localități în județul Mureș, așadar peste 80 de organizații PNL care trebuie să-și țină alegerile interne. Competiția trebuie să fie asigurată egal pentru toți cei care vor dori să fie, și nu mă refer aici la cei care candidează la nivel județean, inclusiv la cei care sunt în competiție la nivel local. Liderii PNL au mai vorbit despre felul în care își doresc să se desfășoare alegerile interne, de jos în sus, pentru o legitimitate sporită aleșilor.